Statuia de bronz a soldatului român din fața primăriei municipiului Dorohoi este un monument simbol al eroismului soldaților români care au luptat în primul război mondial. Este cunoscută sub denumirea de Ostașul Român în Atac și reprezintă jertfa celor peste 6.000 de oșteni din Dorohoi care au murit pe câmpul de luptă pentru realizarea României Mari. Monumentul a fost inaugurat pentru prima dată în anul 1929. Cu ocazia centenarului Marii Uniri, acest monument a fost reabilitat după 89 de ani prin strădania autorităților locale. Evenimentul a fost marcat cu mare solemnitate, cu depuneri de coroane, dar și prin participarea unui număr mare de oficialități. Acest monument, devenit în decursul anilor o adevărată emblemă a Dorohoiului, a fost supus recent unor lucrări de reabilitare printr-un proiect finanțat din fonduri guvernamentale prin Programul Național Centenarul Marii Uniri, astfel încât să dăinuiască în timp ca un simbol al respectului nostru față de sacrificiul eroilor neamului românesc. De altfel, edilul Dorohoiului spune că reabilitarea acestui monument simbol nu a fost întâmplătoare, reprezentând modul în care dorohoienii aleg să-și onoreze eroii la 100 de ani de la realizarea României Mari. Alături de întreaga țară și comunitatea dorohoiană și-a adus aportul la îndeplinirea acestor idealuri, câștigând prin jertfa bravilor săi eroi un loc de cinste în istoria națională. În memoria ostașilor din fostul județ Dorohoi, căzuți în luptele pentru întregirea neamului din primul război mondial, comunitatea dorohoiană a inaugurat în 6 iunie 1925 monumentul pe care îl cunoaștem astăzi sub numele de Ostașul Român în Atac. La eveniment a participat și reprezentantul guvernului în teritoriu, prefectul Dan Șlincu. Mă bucur că în an centenar acest monument, care a fost și rămâne un simbol al municipiului Dorohoi, ne-a strâns într-un loc și putem să-i omagiem pe cei pentru care a fost ridicat. La mai bine de 89 de ani de la dezvelirea sa, monumentul Ostașul Român în Atac ne vorbește despre trecutul nostru eroic, despre bunicii și străbunicii noștri care au făcut istorie aici, la Dorohoi. Ne dorim să ne ridicăm la înălțimea speranțelor pe care ei și le-au pus în noi. Evenimentul a fost marcat și prin defilări ale trupelor aparținând Ministerului Apărării, dar și al MAI. Totodată a avut loc și un recital al fanfarei militare. Ostașul Român în Atac este un monument realizat în bronz de artistul român Spiridon Georgescu. Monumentul a fost dezvălit pe data de 6 iunie 1929, în prezența parlamentarului botoșenean de la acea vreme, Gheorghe Tomaziu.